Suntem cu Iulian Mihairă, fondatorul Ligii Legendelor. L-am mai avut aici în studio, un om care luptă pentru cauze bune și acum chiar avem o cauză bună pe care să o aducem opinie publice. Iulian, salut și bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Cu mare drag! Ce te mână iarăși în luptă, ca să zic așa? Ce mă mână iarăși în luptă? Dorința de a ajuta pe cei din jurul nostru care se află în nevoie. Dacă ultima oară am sprijinit secția de oncohematologie pediatrică de la Institutul Clinic Fundeni, de data aceasta vom sprijini o mamă cu 4 copii, dintre care unul din copiii bolnav de sindromul Down. Locuiesc în 2 boxe ale unui bloc din cartierul Ferentari, în niște condiții inumane. Probabil, nici în filme probabil nu vezi așa ceva. Da. Și 50 de copii aflați sub oblăduirea părintelui paroc de la Catedrala Municipală. Practic, evenimentul despre care o să ne spui mai multe de luni are 2 cauze nobile. Da. Această familie foarte amărâtă. Da, și preotul paroc din Urziceni, care are sub grija dânsului 50 de copii, 20 de la orfelinatul din oraș și alți 30 din familii. Nu vreau să mă gândesc cum stă doamna, cum stă familia în boxele din Ferentar. Nu vreau să mă e crunt. Nu, adică bănuiesc că e chiar ca în filme, cred că mai trec șobolanii pe acolo, nu? Cred că nu e aproape. Pe hol posibil, pe holul acela. Dar e crunt, ceva ce Iulian în 2023 n-ar trebui să îi se întâmple nimănui. Problema e că am văzut că nu doar dânsa locuiește acolo, sunt mult mai multe familii, deci toate boxele și ceea ce nu înțeleg eu foarte bine, cum de autoritățile au încadrat acele boxe ca și spațiu locuibil. Și dânsa, datorită acestei situații, că este încadrată ca și spațiu locuibil, nu poate beneficia de o locuință socială. Deci nu pot, efectiv, uman, logic, să înțeleg o boxă de bloc, tu ca autoritate publică să o încadrezi ca spațiu locuibil, că cineva poate să locuiască în asemenea condiție acolo. Da, în fine. Ce vreți să faceți? Luni. Eveniment mare? Da. Luni 15 cum mai. Cum faceți voi? Pentru că ați avut mare succes ultima oară pe Arcul de Triunf, nu? Da. Când a fost? Ați avut chiar mare succes. Pe 10 noiembrie anul trecut. Deci luni suntem pe 15, da? Luni 15 mai la ora 17:30 pe stadionul municipal din Urziceni. Deci la Urziceni. La Urziceni. Da. Vom readuce acasă campionii din 2009 de la Unirea Urceni în frunte cu Dan Petrescu. Între cei care vor fi prezenți. Vine Dan Petrescu? Așa ne-a promis și dânsul ne-a rugat să mutăm acest meci în data de 15 mai. Inițial, meciul a fost programat în 26 martie, când era pauza competițională, dar au apărut niște sincope în programul dânsului și la rugămintea lui, ca să fie prezent, am reprogramat evenimentul. Și a zis Dan Petrescu că vine? Da, asta ne-a transmis. Asta v-a promis, nu? Da. Da, interesant. Sper să... Nu, ținând cont de toată nebunia care e lupta la titlu, adică chiar ar fi un gest extraordinar al lui Dan Petrescu. Ar fi un gest... uman, în primul rând, și ar trebui să aprecieze efortul nostru, pentru că aduceți-vă aminte, în urmă cu câteva săptămâni chiar declara că în România legendele nu sunt apreciate la justa lor valoare. Noi chiar asta încercăm prin proiectele noastre, pe lângă faptul că susținem diverse cauze sociale cu ajutorul meciurilor de fotbal demonstrative, vrem să îi omagiem pe foștii mari jucători ai României, care și dumneavoastră și eu am crescut cu ei. Ei, și iubim. Și iubim. Deci ce meci va fi la 17:30 luni? La 17:30 luni. Meci între cine? Memorialul lui Ion Poiană. Da? Acest om a fost mentorul meu și de-a lungul carierei a fost fotbalist, antrenor la Unirea Urceni, observator, arbitru, în fine. Trec peste acest amând acum. Va fi un meci între Unirea Urziceni 2009, campiona României. Da, cu Dan Petrescu. Cu Dan Petrescu versus Liga Legendelor. Oho. Și de la Ligă cine vine? Cine vor fi? Așa, mare. Deci avem... ce confirmări ai? Miodrag Belodedic, Lucian Sâmărtean, Florin Gardoș, Eric de Oliveira, Marian Savu, Adrian Neaga, Alex Mourceanu, Alin Rațu, Gigel Bucur, Florentin Petre. Mă gândesc, chiar e un meci de văzut. Pot să afirm faptul că va fi un nivel peste chiar multe meciuri din Liga 1 și Liga 2. Da, da, da. Dar să știi că e un meci interesant. Mă gândesc, dacă cumva am timp, cred că vin și eu. Chiar vă așteptăm cu drag. În serios, adică ce mi-ai spus, chiar se anunță un spectacol total. Și în partea cealaltă, gândiți-vă, sunt Sorin Frunză, Marius Onofraș, Marius Bilașcu, Bogdan Mara, Răzvan Pădurețu, Cristian Dănălache, Ciprian Petre și toți sunt fit.
Încă. Dacia în Varga. Deci va fi un meci... Da, chiar meci tare. Da. Dar în nota ultimilor meciuri din play-off. Ca să zic așa, de la noi. Da, 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 da. Din Liga 1. Și păi practic, deja tachinările au început între ei. Da, practic, cum putem să ajutăm deci, noi? Deci, cum pot ajuta oamenii la acest eveniment? Prin achiziționarea de bilete virtuale, în valoare de 5 lei per bilet, de pe site-ul ligalegendelor.com, secțiunea Cumpără bilete. Bine, îți spun de pe acum, fanaticul se bagă, noi vom cumpăra bilete, așa cum am făcut și data trecută, vom cumpăra și puteți să vă bazați că vom cumpăra bilete în, cât ai zis, costă 5 lei? 5 lei. Vom cumpăra bilete noi cei de la Fanatica să vă sprijinim în valoare de 100 de milioane de lei vechi, de 10.000 de lei. Domnul Ivanoviș, mă lăsați fără cuvinte din nou. Da. Deci, subiect și închis. Chiar m-ați blocat și data trecută și acum sunteți singura persoană din presa sportivă românească și singura publicație, entitate, care ne-au sprijinit și financiar. Da, acum știi cum e. Am văzut că și ProSportul v-a sprijinit, ați făcut emisiuni. Ajută, adică toți fac niște gesturi și faptul că, cum să spun, sunteți invitați, uite cum a făcut ProSportul, adică și ProSportul cred că face un gest foarte frumos. Dacă și toți crei, toți cei din media. Dacă îmi permite să spun, acum la acest eveniment, dumneavoastră ne-ați fost alături, Trustul Gându și Metropola și Sport Total FM. Oameni de suflet. Deci de la noi, de la Fanatic, aveți bilete de 10.000 de lei, de 100 de milioane. Da? Vă mulțumim că ne sunteți alături. Cu drag. Și văzând ceea ce s-a întâmplat la ultimul, apropo de public, am fost ieri în școli, am anunțat directorii, în școli și în licee, luni ne vom duce cu legendele în instituțiile de învățământ, vom distribui invitații gratuite elevilor. Cred că au fost foarte entuziasmați elevii. Da. Nu? Când au auzit ce jucător o să fie. Da, și nu, dar dacă vine și Dan Petrescu peste toți, jos pălărie. Adică mi-ai spus deja niște nume uriașe și la legende și la urziceni. Da, și așa. Vom avea inclusiv majorete, un întreg show. Mă gândesc mai serios să vin dacă aveți majorete atunci, da? Vom avea și un comentator surpriză. O să-mi încerc și eu un pic norocul. Da. Eric de Oliveira. A, el va fi, da. Și va juca un pic. Da, și va fi și comentator, da. Și știi, are așa un... Și cum poți să ajute oamenii? Deci să achiziționeze deci bilete oamenii... virtuale? De ce doar 5 lei biletul? Doar 5 lei bilet. Un euro. Un euro, ce să zic, niciun... Nu, n-are sens să zicem. Știi cum e? Nu putem să ne uităm în buzunarul nimănui. Da, da, da. Nu poți să spui nu știm câteodată nevoile fiecăruia. 5 lei reprezintă diferența între pentru unii români dintre a-ți lua o pâine și a nu-ți lua. Așa este. De asta, adică eu nu sunt de acord cu genul ăla, cu genul ăla, domne, costă cât o... Nu poți să știi. Oamenii s-a amărâți. Da, nu putem intra în bocan și nimănui exact, în viața nimănui. Exact. Dar 5 lei nu este un preț în niciun caz exagerat. Așa e este. Un preț uman. Da. Și deci așa pot oamenii? 5 lei cei care și nu unde pot cumpără, veni, unde cum se numește, unde să intre oamenii? Trebuie să intre pe ligalegendelor.com, la secțiunea Cumpără bilete și acolo vor găsi biletele virtuale de 5 lei și biletele de acces la stadion. Cei care vin la stadion pot cumpăra bilete în valoare de 20 de lei și chiar le recomand să vină la acest spectacol. Deci bilet virtual fără să fii pe stadion 5 lei, lei și biletul 20... la stadion 20 de lei. 20 de lei. Am înțeles. Ce sponsori aveți? Cine vă mai ajută? Cu ocazia acestui eveniment ne ajută Decathlon. Da. Trustul Gându, dumneavoastră, Metropola TV și Sport Total FM. Plus un site de ticketing care ne-au ajută la dispoziție cu un comision infim care să acopere doar să le acopere înțeleg, hârtia, ca să glumind. Da, și Party Media, un serviciu de fotovideo cu ajutorul cărora vom face filmarea. Dar sponsori puțini, așa puțini? Puțin pe începutul ăsta de an, foarte reticent și nu înțeleg de ce. Poate, probabil, nici nu avem noi încă un background foarte mare să găsim înțelegeri la ei să ne sprijine. Păcat totuși pentru că avem atâtea nume mari, avem un întreg calendar. Uitați-vă de... ce e acolo. Antrenor e Helmut Ducadam la Liga Decendelor? Da, ultima discuție care am avut-o cu dânsul a rămas că va veni acum, trebuie să-l sun iar să reconfirmăm. Deci dacă vine Ducadam, avem duel cu antrenorul Dan Petrescu Ducadam? Da, da. Mamă, dar ce nume acolo, vorba ta, zici că e și peste meciul de Liga 1. Chiar o să fie. Chiar Doamne, ce nume! Doamne, ce nume! Și la Urziceni, dar la Liga Legendelor e nebunie. Eric, Neaga, Bourceanu, Gigel Bucur, Helmut Ducadam antrenor, Miodrag Belodegi, sunt Mărtean care pictează.
Doamne, Florin Prunea, da. Florentin Petre, uite că-l văd acum. Nu știu, mi-e și teamă să-i mai chem la meciurile noastre, că am, de-a lungul anului trecut, foarte mulți au ajuns, președinți de club, antrenori. Da, aveți și premii, dați ceva premii? Da, dacă vom da bilete virtuale, peste 100.000 de bilete, avem anumite praguri de premii. Deci de, la prima 100.000 de bilete avem un premiu de 10.000 de euro, un premiu de 5.000 de euro. Pentru premii, cei care achiziționează pentru bilete. Pentru cei care achiziționează bilete. Vrem să implementăm un sistem în acesta și tocmai de-aia ne luptăm. Chiar ne luptăm în momentul acesta, pentru că încă nu găsim sprijin necesar să avem niște fonduri în spate pentru a promova mult mai bine aceste evenimente. Vrem să motivăm oamenii prin aceste premii. În afară există loterii caritabile cu legislație foarte bună în spate. La noi singura variantă legală e această loterie publicitară, pe care o practică atâtea magazine din retail și alte firme. Dar la noi sistemul e mult mai simplu și șansele de câștig sunt mult mai mari. Dacă la un magazin, de exemplu, spune, înscrie bonul, treci prin 11.000 de filtre, la noi singura condiție e să achiziționezi biletul și ca să ai mai multe șanse de câștig, eu recomand oamenilor să nu cumpere dintr-o dată mai multe bilete și le recomand să cumpere progresiv. Pentru că tragerea la sort va fi într-un sistem de tragere aleatoriu, un sistem electronic. Și atunci ei trebuie să-și mărească șansele de câștig. Poate mulți ar zice, domnule, dar unde mai e etic fiind ceva caritabil? Noi nu ne, cum să vă zic, nu ne axăm acum doar a oamenilor care donează de dragul de a aduna. Uitați cum ați venit și dumneavoastră acum să spuneți că ne veți achiziona bilete în valoare de 10.000 de. Noi vrem să-i aducem alături de noi și pe cei care ar dona dacă ar avea și șansa să câștige un premiu. Dar nu mi se pare nimica. Mi se pare că așa cum este economia de piață și voi încercați să fiți comercial și comercial în sensul bun al cuvântului, să-i atrageți pe oameni, da, să aibă o șansă în plus. Adică nu doar să dea, să doneze de dragul de a dona, ci încercați să fiți așa cum se face peste tot, să le dați și o șansă, chiar dacă sună mercantil, să plece omul și cu un mare premiu acasă. Exact. Și nu uitați că de-a lungul istoriei, este dovedit științific, nu numai studiilor, în perioadele de criză, loteriile și tombole au funcționat extraordinar de bine. Da, nu văd nimic, campanie, chiar dacă e caritabil, nu văd nimic imoral, ca să zic așa, ca voi să dați un mare premiu unuia dintre oamenii care cumpără bilet. Până la urmă e ok și e o acțiune de marketing foarte inspirată care să o faceți. Știți cum e? E o vorbă. Și dragostea trece prin burtă, că asta e viața. Nu, da, până la urmă. Sunt multe de organizat și de susținut în spate. Gândiți-vă, sunt cheltuieli, trebuie să-i aducem din toată țara. Cât aveți cheltuielile cu totul? Așa, grosso modo. Un minimorum pentru un astfel de eveniment, lăsând la o parte partea de promovare, te duce undeva la vreo 15.000 de euro. Am mai avut un... Cred că mai mult vă duce. Cred că spre miliard vă duce, cred că liniștit. Cu tot. Cu tot, dacă e să ai și un buget de promovare cât de cât ok, un minim adecvat pentru un astfel de eveniment ar duce undeva la minim 30.000 de euro. Dar acum am încropit atât. Și voi trebuie să vă acoperiți acești 30.000, să zicem, și de-abia după aia din ce rămâne să împărțiți a familiei care trăiește în boxe, să împărțiți, să dați copii, celor 50 de copii, da, de la Urziceni. Adică nu e simplu, nu e simplu. Nu este simplu deloc. Oameni buni, veniți și dacă nu veniți la meci, da, na, e la Urziceni, nu e în București, dar e luni, dar luați bilete virtuale, 5 lei biletul, mă, serios, chiar faceți o faptă bună și 5 lei. Nu că nu înseamnă, repet, nu o să am discursul ăsta că nu înseamnă nimica. Poate pentru un om care nu are bani înseamnă 5 lei într-o zi. Dar 5 lei nu e o sumă atât de mare, puteți să vă rupeți pentru niște copii amărâți până la urmă. Așa este. Și pentru a vedea niște super fotbaliști. Că toată lumea zice, domne, nu băgăm în seamă legendelor. Uite că voi la Liga, da, de Legendelor, Iulian, tu faci asta. Da. Permanent, constant. Credeți-mă că o fac cu sufletul. De multe ori, multă lume mă întreabă, măi, ce țesă de întreaba asta? Deci vă spun sincer, dacă trag linie la un eveniment de genul, dacă mai rămân undeva la 2000 de lei, care mai bag o benzină la mașină și mă duc, mă întâlnesc cu alte persoane pentru a discuta pentru următorul eveniment. Te duci la o cafea, la o masă cu ei, trebuie să o achizi. Asta e singurul câștig, dar am o mulțumire sufletească extraordinară. După evenimentul de la Arcul de Triumf, parcă simțeam că parcă n-am făcut tot ce trebuia. Uh-huh. Și chiar am avut un vis care mi-a dat liniște. Am visat niște copii, eram în spital la Fundeni,
erau îmbrăcați în niște gecuțe, nu-i vedeam, mergeau cu spatele, m-au condus până pe acoperișul spitalului. Că în momentul când să le spun că aveți grijă să nu cădeți, s-au întors cu fața, dar nu se vedea clar o față. Da, ca în vis. Da, și s-au ridicat în neant și au dispărut așa în neant și am avut o stare adică de liniște. Fericiți. Da? Am înțeles. Mi-au dat starea înțeleg, de liniște. Înțeleg că cu ajutorul donațiilor de la meciul de anul trecut, aproape sunteți, aproape vă atingeți visul, nu? Aproape ne atingem visul, este peste ceea ce ne-am propus noi. Deci noi inițial cu meciul de la Slobozia și de la Arcul de Triunf de astă toamnă ne-am propus să luăm aparatură medicală de strictă necesitate. Da. Strângându-se 44.000 de euro în dreptul nostru, plus o fundație din Slobozia care a venit și a mai investit până acum, cred că undeva la 25.000 de euro în... În multe lucruri care au fost și încă sunt nevoi foarte mari acolo. Părintele Mihail Bucă, care a avut fetița bolnavă de leucemie, atenție, care a avut. Pe asta vrem să te întreb, că aici a avut. Da, în săptămâna mare, săptămâna patimilor. Bănuiesc că nu s-a întâmplat lucru cel rău. Nu. S-a întâmplat lucru cel bun. Da, în săptămâna patimilor, fetița a fost declarată clinic vindecată, dar încă un an de zile sau mai mult trebuie să urmeze în continuare cura de citostatice pentru reglaj sau pentru stabilizare. Stabilizare, da. Și în săptămâna patimilor, acum anul ăsta, anul ăsta, a scăpat fetița? Da. Astea-s minuni. Și omul acesta, care între timp a devenit și nașul meu de cununie, da, împreună cu soția dânsului, omul acesta a strâns pentru fetița lui, oamenii au donat peste 100.000 de euro. Un leu nu a cheltuit pentru copilașul lui. Bine, poate impropriu spus că un leu n-a cheltuit, că au mai fost lucruri de luat. Înțeleg ideea, da. Toți banii a donat către Funden. Multă lume a spus, măi, ține că poate ai nevoie. Nu, să n-am nevoie. Și a dat totul până la ultimul leu. A schimbat foarte multe lucruri acolo în spital. Doctorii au prins curaj și... Dar văd că ai lacrimi în ochi. Da, pentru că... Când vezi că se întâmplă și lucruri bune și minuni și că vezi că efortul și tot, că ceva imposibil devine posibil, cum să spun, n-ai cum, nu, inima să nu trebuie să... În momentul când am făcut conferința de presă pe 28 noiembrie, am anunțat banii care s-au strâns. Din partea Ligii Legendelor 44.000 de euro, din partea părintelui Mihail Bucă și a soției dânsului cu donațiile care au mai rămas față de ceea ce a cheltuit în Funden, încă 42.000, în total 86.000. Doamna doctor Andreea Șerbănică, persoană minunată, pot să spun, când a auzit acest lucru, s-a blocat. Și a spus, domnule, știți ce vă rog, mai țineți banii aceștia deoparte, haideți să nu-i cheltuim momentan, să încercăm să mai facem roșii din altă parte, să luăm o platformă de testare genetică. Ne este foarte necesară, ei aveau ceva mai rudimentar, care a început să iasă din uz moral, normal, pentru că normal. Funcționează de 7 ani de zile, non-stop, zi de zi. Da, normal. Acea platformă. Și între timp chiar stăteam și mă gândeam, doamne, dar unde facem noi rost de diferența de bani? Că acea platformă costa 200.000 de euro. Uh-huh. Și eu n-am, cum să zic eu, n-am capital de imagine, un background foarte mare ca să pot să mă duc să accesez în stânga și în dreapta, să zic, domne, uite, vino alături de noi. Dar Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel că în urma celor evenimente informația s-a rostogolit, au aflat și alții și a venit asociația AMA lângă noi și Repatriotul și în jurul asociației AMA au venit APA Nova, care au dat 40.000 de euro, a venit Fundația UTI, au dat și ei 10.000, părintele Mihail a fost în comunitățile românești din SUA și a mai strâns încă 15.000 din donații. Societatea Română de Hematologie au contribuit și ei cu încă 15.000 de euro și astfel s-au strâns peste 160.000 de euro, beneficiind și de niște reduceri de la furnizor, să achiziționăm această platformă. Ați luat-o? Da. Ați achiziționat-o? Da. Urmează să vin, cred că în 2 săptămâni cel mult. Deci ați reușit? Până la urmă s-a luat spre asupra. Da, și vom face și o conferință de presă unde vă invit să fiți alături de noi, ca să vedeți rodul efortului fiecăruia dintre noi la acest proiect. Știți ce e frumos la acest proiect? A fost făcut cu oameni, mulți. Și din puținul fiecăruia din bucățica de suflet a fiecăruia s-a făcut un prea plin. Da. Care s-a revărsat cu niște lucruri incredibile și cu niște realizări incredibile. Exact, și noi nu ne dăm seama, o să vedem în viitor, cam câți copii, datorită unor diagnostice mult mai precise, se vor vindeca și nu vom ști
ce vor ajunge acei copii în viață și ce schimbări am putut noi să realizăm în datorită în unui diagnostic precis, datorită acestei platforme da. Mult mai avansate. Da, și un obiectiv îndrăzneț spre, o să lucrăm un pic mai bine la un nou eveniment prin care să-i ajutăm, este o platformă, un scap acum de numire, care costă vreo 1.000.000 de euro, care poate să facă niște lucruri mult, mult, mult mai avansate. Și ar schimba. A, o luăm încet. Da, o luăm pas. Bun, cu pas. Luni 17:30, Iulian Mihailă, fondatorul Ligii Legendelor, care aici în studio vă invită la acest eveniment. Da, și vă așteptăm eveniment. Să vedeți un super meci de calitate. Da. Pot să spun că la nivelul meciurilor de All Boys demonstrative din străinătate. Pentru că momentan, acum iertați-mă, eu vorbă la modă acum, skill-ul nostru, să zic așa, este că aceste meciuri demonstrative chiar au... Chiar au motivație, da. Chiar au miza de orgoliu între jucători. Da, pe mulți jucători mi-au spus că, domnule, la voi chiar se joacă fotbal. Ne ducem la alte meciuri în care îmi spun colegii din teren adversarii, bă, nu veni pe partea mea, nu veni pe partea mea. Și da. La noi se dau goluri spectaculoase. Se joacă, adică se pune suflet. Da. Da. Despre asta e vorba. Da, da, da. Unde pot să găsească cei interesați detalii? Detalii pot găsi pe ligalegendelor.com, detalii despre eveniment, de acolo pot achiziționa inclusiv biletele la această tombolă caritabilă, impropriu spus tombolă, campanie promoțională. Dacă sunteți alături de noi, binele vi se poate întoarce. Facem și noi ce putem să... 10.000 de euro. Premiu 10.000, da, dacă, 10.000. Dacă atingeți 1.000.000 de bilete vândute. Nu, 100.000. 100.000, pardon. Dar 100.000. Dacă ne-ar ajuta Dumnezeu, poate nu reușim la acest eveniment, dar noi nu renunțăm, mergem în continuare cu următoarele evenimente. Dacă noi reușeam să vindem 500.000 de bilete virtuale, marele premiu era de 50.000 de euro. Da. Doamne ajută. Doamne ajută și să vedem spectacol și să strângeți mulți bani care chiar să ajute acești copii și aceste familii de care ne spui. Vă ținem pumnii. Și chiar vă rog în următoarele emisiuni să faceți o analiză pe acest meci. Da, facem. Mulțumim. Deci au oamenii unde să intre. Site-ul, cum se numește? Ligalegendelor.com. Aici și găsesc tot, nu? Găsesc acolo absolut toate informațiile și despre Iulian, acest mulțumesc eveniment. Mulțumesc și felicitări și pentru tot ce faci și pentru tot sufletul pe care îl pui. Vă mulțumesc în numele tuturor celor care sunt. Ajută și v-am zis, 100.000.000 de la Fanatic. Vorba-i vorbă, cum a fost și data trecută. Să fie primiți. Să fie primiți. Mulțumim. 5 lei biletul virtual, oameni buni. Haideți, veniți și dumneavoastră lângă copiii ăștia. Auziți, amărâți ei locuiesc în două boxe în subsolul unui bloc din Ferentari. 4 copii, nu? Da. Dintre care unul are sindrom Down. Da. Da. Nu. Da, e, chiar nu e cine știe ce, serios, chiar nu e cine știe ce. Haideți să-i ajutăm pe oamenii care organizează și mai ales pe acești copii care, după cum vedeți, n-au șanse. Asta e viața, viața nu-i dreaptă. Bine, mulțumim încă o dată Iulian Mihailă, fondatorul Ligii Legendelor, care începe să fie cunoscut încetul cu încetul. Lumea începe să te vadă că pui suflet și asta e bine. Cu cât ești mai cunoscut, cu atâta pot să fie mai multe forțe care să ajute și să se coaguleze. Sincer, vă spun că îmi doresc în mod extraordinar în 5 ani să reușim să acoperim, să ajutăm cât mai mulți copii din țară aflați în probleme, iar în varianta realistă, cred că în 10 ani. Dar Doamne ajută! Să mă țină Dumnezeu sănătos că voi merge în aceeași direcție. Că nu e ușor.